Candidatul UNPR la șefia Consiliului Județean Suceava, Cătălina Vartic, este de părere că orașul Câmpulung Moldovenesc are toate șansele să devină o stațiune turistică modernă. Șefa progresiștilor suceveni a declarat că are soluții pentru a atrage investitori în orașul de la poalele Rarăului, precum și pentru a crea locuri de muncă sigure și bine plătite în zonă. Cătălina Vartic a făcut declarațiile la Câmpulung Moldovenesc, unde a participat la o acțiune electorală. Este vorba despre un marș organizat de filiala locală a partidului pe străzile Câmpulungului. Cei câteva zeci de uneperiști care au participat la acțiune au stat de vorbă cu oamenii, le-au oferit pliante și le-au cerut votul pentru alegerile locale din 10 iunie. Problema cea mai mare și aici, dar v-ați văzut că pleacă copiii în afară și... Sunt. De-aia, trebuie să facem ceva ca să întoarcă... Și cu ajutorul celor care au plecat, s-au făcut multe. Am avut mare nevoie de banii care au venit din afară. Mare nevoie, dar pe de altă parte sunt o mulțime de familii care plâng acum că s-au destrămat. Și datoria noastră celor care candidăm să facem ceva pentru